Deci stai aranjat, ți-ai tăiat unghiile de la picioare și ridicăm puțin privirea spre față. Și ne-am dorit ca această față să fie sănătoasă. Vorbim despre asta la... 5 sfaturi pentru un ten sănătos. Ok, și pentru asta am nevoie de ajutorul unui dermatolog. Iulia... Ce ne-ai adus? Jucării, Mihail. Așa cum tu mă aștepți de fiecare dată cu jucării, de data asta m-am gândit să te surprind. Ok. Păi hai să începem cu primul sfat. Primul meu sfat este legat de somn. Da, somnul de frumusețe nu este numai un mit. Nu mă refer neapărat la somnul de frumusețe pe care noi îl facem la prânz, acea siesta de câteva minute, ci la orele de care avem atâta nevoie noaptea, între 7 și 8 ore. Tind să se confirm aici, când dorm suficient și mă trezesc și mă uit în oglindă, am într-adevăr un ten care arată mai bine decât atunci când dorm mai puțin. Următorul sfat. Într-adevăr, următorul sfat este legat de curățare. Noi avem nevoie de un gel de curățare și pentru asta avem nevoie de fapt de un gel de curățare potrivit pentru tenul nostru. Pentru asta trebuie să mergem la medic sau măcar să încercăm acasă să ne dăm seama cam care ar fi tipul nostru de ten. De exemplu, atunci când ne strânge fața avem nevoie de un gel de curățare mai blând, iar atunci când din contră tenul, ne trezim cu un ten uleios, avem nevoie de un gel de curățare un pic mai dur. De obicei sunt recomandate gelurile de curățare tip spumă. Ok, asta a fost al doilea sfat. Hai să-l trecem la al treilea. La al treilea sfat aș spune crema de hidratare. Da, Mihail, și femeile și bărbații pot avea nevoie de o cremă de hidratare și e bine să țintim câteva substanțe active în crema respectivă, și anume vitamina A sau vitamina E. Al patrulea sfat? Al patrulea sfat este legat de protecția solară. Soarele este singurul care face toxicitate cumulativă, adică încă de când suntem copii, dacă ne expunem repetitiv la soare, riscăm să traumatizăm celulele pielii și acel traumatism să se cumuleze în timp. Ok, atunci ne protejăm cu SPF și când mergem la birou, da, și când mergem în parc, nu doar atunci când mergem la plajă. Da. Și al cincilea sfat? Al cincilea sfat ar fi să nu ne stresăm atât de mult, pentru că fiecare ten vine cu particularitățile lui. E normal să tenul să aibă și mici imperfecțiuni, să nu avem pretenția de la el să fie mereu cu un filtru perfect timp de 24 de ore și să nu exagerăm nici cu produsele pe care noi le folosim. Ok, Iulia, îți mulțumesc foarte mult pentru cele 5 sfaturi.